Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Statele Unite se separă. Kim Kardashian și Kanye West au depus actele de divorț la câteva luni după ce au încetat să mai formeze efectiv un cuplu. Potrivit apropiaților, Kim Kardashian a angajat-o pe avocata vedetelor, care i-a gestionat și divorțul din 2013. Vestea despărțirii dintre Kanye West și Kim Kardashian a reprezentat un adevărat șoc atât pentru tabloide cât și pentru fanii celor doi. Informația a fost confirmată din mai multe surse apropiate familiei, iar de această dată nu pare să mai fie vreo șansă de împăcare. Potrivit cotidianului de San, cei doi au depus eforturi pentru a face căsnicia să funcționeze, însă toate încercările au dat greș. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2016 și au împreună două fete și doi băieți. North, fica cea mare în vârstă de 7 ani, Chicago de doi ani, Saint de 5 ani și mezinul familiei Psalm, care are doar un an. Apropiații celor doi au mai afirmat că problemele sunt mai vechi, însă s-au agravat în 2020, după ce Kanye West a recunoscut că suferă de o tulburare bipolară. Artistul nu a apărut nici în fotografiile de Crăciun, în care Kim a pozat alături de copii, mama sa și surorile ei.